Măgărușu, ce faci, puiul meu? Ce faci, puiul? Prieteni, recomandați-mi în comentarii biciclete electrice, pentru că gata, nu mai vreau să împing bicicleta în sus, nu mai pot. Bună dimineața, ce frumoasă-i viața! Cam asta e situația la Zuga, soare, călduț, frumos. Mereu e foarte întuneric când intru aici în pădure și mă panichează. Yep. Yep. Ești ok? Da, da. Bine. Hai, Davidu, dă-i în față. În față l-avem pe David, băiatul celor care au popasul uriașilor. E super drăguț acolo. Au o regulă foarte nice. Mănânci, bei, lași cât vrei. E foarte tare. Puteți să și dormiți acolo. Se ocupă și de trasee. Deci super nice. Hai să îl vedem pe David. Sunt în spatele tău. Nice! Yep! Ieri am luat o trântă mică aici. Avem și fotograf pe traseu, ce drăguț, bună! Hai că am rupt frânele. David a căzut. David, cum ești? Ești bine, mă bucur. Opa, scuză-mă. Iup! Iar acum, dragilor, urmează contrapantele pe care nu le-ați mai văzut de mult timp, cel mai probabil. Avem numai puști tineri pe traseu. Ia să vedem. Cine e în spatele meu? Eu. Bine? Frânesc cam mult. Ok, bună. Fuck. M-a furat peisajul. E ok. E ok, David. Rădăcini. Hai că mă duc. Am pornit GoPro-ul. Facem pauze mici, v-am mai spus că ligamentul meu rupt nu-mi permite să mai dau așa ca coadă. Rădăcinile! Și contrapantele mele preferate. Yes! Nu voi sări la rampă, am luat decizia. Ocolesc. Și am intrat pe porțiunea nouă din traseu. Te las înainte? Nu, stai.
Wow, cât de tare te împing contra pantele astea, sunt mai strâmte, dar sunt foarte nice. Asta e foarte, foarte scary, dar foarte tare. Wow, cum am urcat pe ea, fac. Mi-a alunecat, fac noroi, măi. Picioarele. Au luat-o și băieții pe aici. Merge la morcov, chiar dacă nu prea mă mai simt picioarele. Poate mergi cu viteză mai mare. Poate mergi cu viteză mai mare. N-am pus pedala bună, bine. Mai am un picior bun, pe ăsta am căzut. Măcar am avut grijă să nu cap pe dreapta. Thank you.
Thank you.